dacă cei de la stat nu vor crea anumite pârghii specifice pentru a putea flexibiliza procesul în timpul derulării contractelor, aceste proiecte, pentru că, într-adevăr, ei sunt obligați să respecte legislația în vigoare, aceste proiecte vor avea întârzieri foarte mari sau chiar vor fi încălcate, chiar și în condițiile în care poate vom avea de-a face cu o creștere a economiei. De aceea am insistat foarte mult ca toate contractele care sunt finanțate prin stat să beneficieze de acea clauză de actualizare a prețului, pentru că în felul acesta se poate acoperi acea creștere de acuzilor cu manutăra, care va fi fulminată în următorii ani, dar și, o crește, și creșterea materialului de construcție, care a avut un creșterea costurilor materiale de construcție, care a avut un regres în ultimii ani, în perioada crizei. Este singura variantă, singure două posibilități de a opri, totuși, de a dezvolta o forță de muncă competitivă, o forță de muncă calificată în România, care s-a diminuat de la an. Pe de o parte, din cauza crizei, dar dacă ne dăm seama, dacă analizăm în ultimii 10-15 ani, chiar și în perioada de boom economic, perioada de vârf a construcțiilor 2006-2009, această problemă a forței de muncă a fost foarte mare. Pentru că trebuie să înțelegem acum că suntem într-o Europa deschisă, chiar dacă se mai gândește pe acolo și pe acolo, în care circulația forței de muncă este liberă. Trebuie să-i facem pe oameni să, pe de-o parte, să îi convingem să rămână aici, în România, unde sunt foarte multe investiții, dar, pe de altă parte, să-i convingem pe alții să intre și să lucreze în acest domeniu. Acest lucru se poate rezolva decât prin salarii mai mari. Și aici, constructorii care realizează pericolul care ne așteaptă, trebuie să luptăm pentru acest lucru, trebuie să fim, să fim convinși, chiar patroni fiind, că salariile trebuie să crească. Altfel, există riscul să rămânem cu o forță de muncă necalificată, iar problemele care le vom avea ulterior în derularea contractelor și după finalizarea contractelor de calitate ne vor aduce costuri mult mai mari decât această creștere a forței de muncă. Deci, această creștere a costurilor cu forța de muncă, ca să nu vedeți aceeași